Ministrul transporturilor, Lucian Șova, a demisionat din funcție după ce, la ultima ședință a Comitetului Executiv, PSD a decis să-l nominalizeze pe trezorierul partidului Mircea Drăghici pentru acest portofoliu. Demisia lui Șova nu va produce însă deocamdată efecte pentru că președintele Claus Iohannis a anunțat că nu mai acceptă schimbări în guvern la doar două zile după remaniere. Nu este un post de paznic la o cooperativă, este un post de ministru, iar ministrul stă în funcțiune și muncește în folosul țării până când se publică decretul de eliberare din funcție. Lucian Șova și-a înregistrat astăzi demisia la guvern, spunând că este un om de onoare și face acest gest la cererea partidului. Pe de altă parte, la Ministerul Transporturilor, Corpul de Control al Ministrului a transmis că în urma unor controle s-a sesizat un posibil prejudiciu de peste 19 milioane de lei la CFR Marfă, în urma unei licitații pentru transport de cărbune. Mai exact, CFR Marfă a participat la licitația organizată de Complexul Energetic Oltenia, Având ca obiect transportul de cărbune, comisia de licitație a prezentat o singură ofertă, deși putea să reoferteze de mai multe ori în interesul companiei. Prin nereofertare, corpul de control al ministrului consideră că, în acest caz, s-au creat premizele necesare adjudecării în favoarea contracandidatului companiei de stat.